Emoție, bucurie, naturalețe, tradiție și folclor autentic românesc. Toate aceste ingrediente au făcut ca publicul să vibreze la unison cu toți cei care au urcat pe scena Teatrului de Artă din Deva în cadrul celei de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean. Și nu au fost deloc puțini acei tineri talentați care, veniți din toate colțurile țării, au ales să ducă mai departe folclorul românesc autentic. Ieri a fost ziua preselecțiilor, iar astăzi, chiar în aceste momente, are loc gala laureaților. Început emoționant a celei de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Național Drăgan Muntean. Concurenții și publicul au ascultat una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul regretatului doinitor Drăgan Muntean. Bate ceasul, bate șepte, eu plec mai că dintre fete, bate ceasul. Cei aproape 50 de concurenți înscriși în concurs au venit din toate colțurile țării, pregătiți să câștige marele trofeu. Ce înseamnă folclorul autentic românesc pentru tine? Folclorul autentic românesc înseamnă totul pentru mine. Acolo mă simt eu cel mai bine și îmi doresc să readuc în față tot ce a însemnat, tot ce a fost mai vechi pentru tinerii din ziua de astăzi. Ești prima dată la Festivalul Drăgan Muntean? Da, sunt prima dată și mă bucur din suflet că am venit aici. De ce folclor autentic românesc? Am o moștenire, să zic așa, și bunica mea a cântat, și mătușa mea, și mama mea, și sora mea au făcut parte dintr-un ansamblu cu Luna de pe Criș, de acolo de la mine din sat, și m-au învățat să duc obiceiurile și tot ce este autentic mai departe, prin doine, prin cântece culese de la mine din sat. Ești prima dată la festival la noi aici la Deva? Da, da, este prima dată și este o atmosferă superbă, totul este minunat și organizarea și domnul maestru și orchestra, superb. Laudă mă tu marisca, li-li-li-li-li, rumaina, că-ți ofri se mai codesc, ai la de la de la la, soza e doselată, ai la de la 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 la, dar mai laudă mă odată, ai la de la de la la. Vreau să vă spun că aici este și va fi cea mai faină experiență pe care am prins-o, mai ales spre selecțiile, repetițiile, nu mai zic, orchestra genială și maestru la fel genial. Totul a fost frumos și superb aici, mi-a plăcut. De ce ai ales să vii la Festivalul Drăgan Muntean? Nu că am ales, am fost și anul trecut și am trecut preselecțiile, dar n-am intrat în gală și am zis că anul acesta o să vin cu forțe supreme, pentru că mi-a plăcut foarte mult aici. Și lumea, și oamenii, și mâncarea, și absolut tot. Mi-a plăcut tot și de-aia am zis să revin aici. Păi vei de trifoi, moșer la mama doi, mă. Păi vei de trifoi, moșer la mama doi, mă. Unui tânăr și frumos, mă. Este prima oară când vin la un asemenea festival de o asemenea anvergură, după foarte mult timp, și emoțiile sunt foarte mari, pentru că folclorul nostru autentic este important, este foarte important cum îl păstrăm și automat cum îl transmitem și mai departe. E o responsabilitate foarte mare să știi să interpretezi sau să simți măcar cât uși de puțin cum au cântat bătrânii noștri. Cu toții știm că Drăgan Muntean a fost o emblemă a muzicii populare, mai ales de aici, din Țara Pădurenilor, și nu se putea să nu aduc un strop din Bucovina mea frumoasă pe scena aceasta din Deva. Ai ușor el bat de costani, tare rai, da, 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 nu te furtu ca prea tare, tare rai, da, ușor el bat de costani, tare rai, da, 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 nu te furtu ca prea tare, trece chipul Iancului și se aude doina lui.
Ovidiu Homorodean și Niculina Stoican au susținut un recital în încheierea primei zile a festivalului, iar în această seară vor urca pe scenă Liliana Laichic, Cornel Borza, Elena Evsei și câștigătoarea ediției precedente a festivalului concurs Delia Gandore. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, condus de Ciprian Roman, iar concurenții au fost acompaniați de orchestra ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean.